Și dacă unii s-au opus din greu, n-au reușit să ne împrăștie din stradă. Noi am fost și suntem și vom fi mereu cei care am strigat cuvântul libertate. Și n-am cerut-o nimănui. Și chiar nici eu, ca să ne împingă cu forța pe la spate. Noi am fost și suntem și vom fi mereu cu sufletul curat și mintea trează. Că tot efortul nostru este greu și sunt puțini acei în care să avem bază. Noi am fost și suntem și vom fi în viitor urmașii celor ce au luptat la 48 și avem mereu deviza și credința lor că libertatea nu poate fi luată drept un moft. Noi am fost și suntem și vom fi oricând români adevărați în această țară. Și nu ne trece nici măcar prin gând să facem nația și poporul de o cară. Voi ați fost și sunteți și veți fi la infinit oportuniști și vânzători și trădători de țară. Cei care în vântoarea Revoluției n-ați ieșit să cereți libertatea de afară, scuzați-mi de lăția. Voi v-ați temut de gloanțe și de șenila tancului din stradă și stând la televizor ca niște țațe, n-ați vrut ca cineva anume să vă vadă. Sunteți cei ce ați gândit că poate... La toți care nu vine din club, plec, mă duc până la port să ridic un certificat. Voi sunteți cei care... Doamne ajută, sănătate! Voi sunteți cei care ați gândit că poate Ceaușescu o să se întoarcă și v-ați pitit în casele blindate să nu cumva să fiți loviți de soartă. Voi sunteți cei care au ieșit în frunte ca și păduchii din peruca nespălată. V-ați afirmat cu firmele mărunte și ați sub averea țării la o lată. Voi sunteți cei ce ați ocupat puterea și ați angajat la stat și frații și nepoții. În felul ăsta v-ați mărit averea la care înainte nu vi s-au nici fost. V-ați înmulțit ca iepuri din lună în lună, că i-ați luat poporului de rând ozonul și nu mai poate gura să deschidă și liber el să fie ca tot omul. L-ați umilit și l-ați supus cu legea pe care ați formulat-o din adins să vă sporească nesperat puterea, iar omul simplu să-l aibă drept la vis. Ați proșetat sistemul nou de voi creat așa cum v-ați dorit-o dinainte. Electoratului ce cu plăcere v-a votat, i-ați scos și ultima speranță ce o avea în minte. Și astfel, în capul meu se naște întrebarea, de altfel spusă și de altfel obraz, că după ce noi am deschis scărarea, de noi eram voi astăzi ce era. Vă mulțumesc!